Nu? Ne spui de zilele brei? Da. Vă zic de zilele brei. La zilele brăilei, în perioada 10-12, vom avea Parada Portului Popular și Festivalul Național de Folclor Lină Chirealină, pe care la această ediție încercăm să-l facem internațional. Așteptăm câteva confirmări din străinătate și festivalul va deveni internațional. Sâmbătă va fi finala acestuia și toți cei care vor reuși să câștige premii vor concerta. Duminică avem un concert foarte interesant. În deschidere va fi The Motans, iar show-ul principal va asigura Ștefan Bănică Junior. Luni și marți vom avea un concert pe faleză pe Ruby într-o seară și Alina Ieremia în altă seară. Cred că luni va fi Ruby și Alina Ieremia marți. Iar miercuri, în data de 15, concertul va fi deschis de Irina Rimeș, cea care a intrat acum într-un juriu la o emisiune foarte importantă și nu o pot spune acum pentru că aș face reclamă. Și apoi va fi Smiley. Mai aveți bani la buget? Cu astea nume? Aceste lucruri nu ne-au costat foarte mult și dacă o să urmăriți toate statisticile făcute la nivel național de organizații care se ocupă cu lucrurile acestea și cu banii cheltuiți de primărie pentru astfel de spectacole, o să vedeți că primăria municipiului Brăila, la fel ca și la toate evenimentele organizate de Crăciun, are cele mai mici cheltuieli din țară, ca urmare a faptului că noi nu organizăm aceste evenimente prin intermediul unor societăți private care își pun profit sau alte cheltuieli suplimentare, ci totul organizăm prin Casa de Cultură a Primăriei municipiului Brăila, iar contractele se încheie direct cu impresarii artiștilor, fără intermediari. Bănică Junior avea la un moment dat cel mai mare tarif din țară. Și a păstrat... Nu știu dacă avea cel mai mare tarif din țară. Este un tarif, să spunem așa, similar cu cel al Andrei, Deliei și al lui Smiley.